Deja de 28 de ani, UE este un partener de încredere pentru Republica Moldova. Dovadă sunt investițiile partenerilor externi în mai multe domenii. Cu sprijinul Uniunii Europene, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Băncii Europene de Investiții, în țara noastră se află în proces de construcție peste 300 de kilometri de drum, iar drumul național de centură Bahmut a fost deja inaugurat oficial. Acesta are două benzi, podețe, un pasaj pietonal subteran și două intersecții. And this road is also a very good example because all this is very concrete. This is not loan, this is EU funding for the renovation of this bypass, or building the bypass. Segmentul de drum construit grație unui grant de aproape 8 milioane de euro oferit de UE face parte din drumul național Chișinău-Ungheni-Sculeni spre frontiera cu România, fiind o arteră cheie de transport care leagă Moldova cu Uniunea Europeană. Eu nu cred că noi vom putea dezvolta infrastructura rutieră într-un ritm rapid, doar cu banii de la bugetul de stat. Deci, din păcate, bugetul încă este limitat, iar fără acest suport din partea BRD, BI, Comisiei Europene și altor parteneri, evident că viteza de reabilitare a drumului va fi mult mai lentă. Cei 6 km de drum nou creează condiții mai sigure și confortabile atât pentru transportul de mărfuri, cât și pentru cel de pasageri. Marcajul rutier, marcaj tip bicomponent, care are o durată de exploatare mult mai mare, deci are o garanție de 7 ani de exploatare, ceea ce va permite să investim mai puțin bani pentru întreținerea acestui sector de drum. Tot grație UEGIS Moldova și Ministerului Federal al Germaniei, cei peste 1200 de elevi de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Ungheni își fac studiile în condiții europene. Cu ajutorul celor 3 milioane de euro, instituția a fost eficientizată energetic, în clase a devenit mai cald, iar instalarea panourilor fotovoltaice va reduce considerabil din facturile la energie. Iernile erau o adevărată provocare pentru elevi și profesori. Acum toate cele 5 blocuri ale liceului au fost izolate termic, astfel instituția arată ca nouă. Noi singuri ne asiguram, astfel puneam lipici la ferestre, să nu pătrundă aerul rece. Încercam, nu știu, să economisăm căldură, veneam mai îmbrăcați la școală. Condițiile sunt foarte bune. Sălile au fost dotate cu echipament, sălile de clasă deja au tablă interactivă, modulele de predare sunt mult mai ușoare, astfel și nouă ne vine mai ușor să învățăm. Condițiile, căldura, toate aceste lucruri ne-au împiedicat procesul de învățare, deoarece condițiile nu erau bune, la sigur, și datorită acestui proiect totul s-a schimbat deja și în această perioadă a anului va fi mult mai ușor să învățăm. Liceul era urât, trist și era frig în liceu și nu prea îmi plăcea. Dar acum este foarte frumos, este cald, sunt ferestre noi care țin căldura înăuntru, este foarte bine iluminat. Nu este așa ceva ca să fie întuneric și să nu poți scrie normal. Dacă anterior administrația liceului plătea anual câte 1 milion de lei pentru agentul termic, de acum încolo instituția va face o economie de cel puțin 30% din consumul de energie. I think it's very self-evident project because if already with 3 panels like this they are managing to have 13% savings for their school needs of electricity, which means that if you just multiply the number of panels by 8, which is still possibility on this roof alone, then most likely the school would be not consuming electricity from outside sources. Acesta este a patrulea liceu care a fost sau lucrările au fost finalizate și urmează și altele să fie
finalizat în perioada următoare. Cel puțin pentru luna septembrie, factura la energie electrică, ținând cont de panourile fotovoltaice, a scăzut cu 12%. Chiar dacă nu este pornit sistemul centralizat de încălzire, în liceu este cald. Asta înseamnă că efectul acestui proiect este mare și este simțit chiar acum. Odată cu implementarea proiectului, a crescut și numărul de elevi. Numărul copiilor a crescut comparativ cu anul trecut cu 60 de copii. Cu două clase. Mai avem, și o să vedeți, perilele trebuie schimbate la scări. Nu în ultimul rând, o să vedeți afară, am demarat un proiect de lărgire a stadionului cu acoperire artificială a liceului, fiindcă necesitățile cresc. Noi am accesat un proiect cu clasă specializată de fotbal. Tot în Ungheniu ea aduce și apă de calitate pentru 38.000 de locuitori ai municipiului. Cu cei peste 247.000 de euro câștigați în cadrul proiectului EOFO Moldova Regiuni Cheie, administrația publică locală a reușit să construiască un rezervor nou pentru apă potabilă cu o capacitate de 1.000 metri cubi. Scopul într-un viitor foarte apropiat este ca să furnizăm servicii tuturor localităților învecinate. Noi în raion avem 33 de primării și sperăm să avem conexiuni foarte, foarte bune ca să putem să furnizăm apă de calitate, pentru că în prezent apa din serviciul nostru de apă canal este de o calitate foarte bună. Lucrările demarate în luna septembrie vor oferi posibilitatea întreprinderii apă canal să furnizeze apă potabilă locuitorilor din cele 28 de localități rurale din raionul Ungheni. Apa vine din râul Prut, merge prin stația de tratare și vine în astea trei rezervoare. E de dorit ca toate să fie funcționale, dar în cazul în care se întâmplă ceva la cele vechi, ăsta nu face față. Tot grație proiectului EOFO Moldova Regiuni Cheie, Vladislav Glodeanu din satul Vulpești, raionul Ungheni, a reușit să-și construiască o seră conform standardelor europene. Costul total al proiectului este de 30.000 de euro. Sunt sens, dore, ca, nu știu dacă ați observat, dumneavoastră, ei sunt așa iană pe locuri, sunt puși în toate punctele care dau informația la calculator ce temperatură este în seră și se deschide automat. Se deschide și se închid. Și adică este sensul și de vânt. Când bate vântul, ele automat se închid. Producem câmp protejat, mai mult roșiile, ardei dulci, gogoșarii. Aici sunt crescute în sol, crescute în substrat. În sol, care se folosește gunoi de grajdă, deci se folosește în serie, se folosește gunoi de grajdă și tot așa mai departe. S-a irigat, s-a plantat și foc la ghele. Poftă mare! Agricultorul a reușit să-și construiască și un sistem de încălzire ultramodern, reprezentat de un cazan și accesorii ce funcționează pe biomasă. Și când se face foc, adică el nu iese direct afară para, da? El are niște circuite care merg și nu dă voie la căldură să iasă afară pe cogeac direct. Adică aici automat este calculator care se instalează, sunt ventilatoare, să opresc ventilatoarele când para e mare, să nu sufle afară căldură. Aceasta ar trebui să fie mult mai eficientă din punct de vedere energetic și să-i ofere mai multe cicluri de creștere a recoltelor în cadrul acestei noi construcții. El va putea să crească mai multe produse într-un timp mai scurt. Menționăm că în cadrul vizitei sale în Republica Moldova, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat că UE va oferi 250 de milioane de euro pentru a ne ajuta să depășim criza energetică.